Poziția noastră rămâne una foarte clară și fermă. În primul rând, noi vom face presiuni și pe intern și pe extern pentru ca Republica Moldova să nu fie implementat votul uninominal. Noi considerăm că acest sistem propus de Partidul Democrat nu este unul benefic pentru Republica Moldova și pentru sistemul politic. În caz dacă Partidul Democrat va insista și va vota proiectul său, atunci eu, în calitate de președinte al Republicii Moldova, voi bloca implementarea acestui proiect. Eu sper foarte mult și am convingerea că cu suportul și partenerilor externi, noi am discutat și Comisia de la Veneția și cu adunarea parlamentară a Consiliului Europei și conducerea Consiliului Europei, sper foarte mult că în urma presiunilor externe și argumentelor suplimentare în acest sens, totuși majoritatea parlamentară, împreună cu fracțiunea socialiștilor, va susține proiectul înaintat de mine. Este vorba de